Inițiativă legislativă în interesul persoanelor cu deficiențe de auz. Acești oameni vor putea urmări filmele românești titrate dacă proiectul legislativ în domeniul audiovizualului semnat de deputatul Tamara Ciofu din Botoșani, împreună cu alți colegi deputați, va fi aprobat. Concret, este vorba de o regulă nouă în audiovizual care presupune ca filmele românești să fie subtitrate exact ca cele străine. În acest mod, și persoanele cu deficiențe de auz vor putea să urmărească pelicule din țara lor. Persoanele cu tulburări de auz, persoanele cu surditate să poată să urmărească filmele românești, pentru că acestea pot urmări filmele străine pentru că sunt titrate în limba română, dar filmele românești nu le pot urmări din cauza că nu le înțeleg, desigur, neputând să folosească auzul. Și atunci e nevoie să găsim o soluție ca și acestea să poată urmări filmele românești, la fel de simplu, la fel de egal ca și toți ceilalți care nu au această deficiență. Este o inițiativă excelentă și de folos celor cu tulburări de auz, spun reprezentanții Asociației Surzilor. Este un lucru extraordinar de lăudabil, pentru că, din păcate, până acum, aceste comori, să spun așa, ale culturii românești, nu erau accesibile persoanelor surde, deși erau în limba română, dar, din păcate, nu puteau fi și spre folosul persoanelor cu deficiențe de auz. Doar filmele străine, paradoxal, care automat necesitau o titrare în limba română, puteau să fie îmbrățișate și de comunitatea și de cultura persoanelor cu deficiență de auz. Dar sperăm că această regulă nouă va fi implementată cât de curând. Deputatul Tamara Ciofu a dat vestea în cadrul unei întâlniri cu persoanele cu deficiențe de auz. În județul Botoșani sunt 450 de persoane cu deficiențe de auz.